Pandemia i-a obligat pe mulți români să economisească. Mai mult de jumătate dintre persoanele chestionate au recunoscut că au cumpărat mai multe produse la reducere în ultimul an decât înainte. Categoriile de produse cumpărate cel mai frecvent la reducere includ îmbrăcămintea, încălțămintea, dar și electrocasnicele. Nu mai este o noutate că moda reducerilor ne-a prins de mai mulți ani, iar astăzi mulți dintre noi acționăm haotic și cumpărăm orice se află la reducere, fără a fi sigur dacă lucrul respectiv ne este sau nu util. Un alt motiv pentru care românii cumpără la reduceri este lipsa banilor. Românii cumpără doar de la reduceri. Ce părere aveți dumneavoastră? După buzunarul fiecăruia, domnișoară dragă. Aici trebuie să gândim un pic, că sunt oameni săraci și oameni bogați, care are buzunarul plin, își permite să cumpere o haină cu nu știu cât. Și care e mai sărac? Așa a fost de când e lumea și așa va fi cât va fi lumea. Lumea nu e egală și nici nu va fi egală niciodată. Ce considerați că românii cumpără mai mult de la reducere? Adică mereu caută prețul cel mai mic. Datorită salariului și criza de bani, doamnă, din cauza asta cumpăr. Datorită salariului. Cetățenii afirmă faptul că așa sunt vremurile și că ar trebui să fim mai cumpătați, să nu cumpărăm lucruri care nu sunt utile. Pe de altă parte, unii afirmă faptul că și dacă situația financiară este una bună, tot preferă să cumpere de la reduceri. Da, am văzut, cunosc și eu trei oameni care cumpără de la magazinul Decebal la cele mai mici prețuri. Așa am ajuns. Uitați-vă cum e îmbrăcată lumea, modest. Pentru că nu au bani să, uitați, puneți aparatul. Nu au bani să-și cumpere. Singurii care trăiesc mai constant, mai fără grijă a zilei de mâine, sunt pensionari. Din lipsă de timp și uneori de bani, alegem produse ieftine, săraci în substanțe nutritive. Alimentele pe care le consumăm ne umplu stomacul, dar nu ne hrănesc. Potrivit unui studiu publicat recent, românii mănâncă alimentele cele mai proaste din toată Uniunea Europeană. În Olanda, Elveția și Franța se mănâncă cea mai sănătoasă mâncare din lume.